Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov, afirmă că deputații care au părăsit formațiunea ar fi primit bani pentru a trece în altă barcă și chiar numește numele persoanei care ar putea sta în spatele coruperii legislatorilor. Declarațiile au fost făcute aseară la o emisiune de la ProTV. Politicianul a dat vina pe Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor că ar trage sforile din străinătate și ar organiza tot ce se întâmplă acum în Parlament. Nu Partidul Democrat. Câțiva oameni care au avut atribuții la Partidul Democrat s-au ocupat cu această... Care ar fi acei oameni? Păi, unul din autorii și dirijorii partidului respectiv a fost un băiat cunoscut cu numele Ierahov, de exemplu. Aha. Și eu presupun că Serghei se ocupă și în ziua de astăzi cu evoluția acestui partid. Aseară, la postul public de radio, și Pavel Filip a aruncat săgeți împotriva foștilor colegi din Partidul Democrat. Potrivit acestuia, ruptura din PD și plecarea grupului Candu a fost legată de refuzul lui Filip de a primi suport financiar din partea lui Ilan Șor. Amintim, în februarie, 6 deputați PD au părăsit formațiunea și au creat grupul parlamentar Pro-Moldova. Ulterior, acestui grup s-au alăturat și alți parlamentari democrați, inclusiv Gheorghe Brașovski, Ruxanda Glavan, Oleg Sârbu și Elena Bacalu. Alți doi foști deputați democrați, Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc, s-au alăturat fracțiunii parlamentare a partidului Șor.